Asta înseamnă, bă, să te descurci în viață. Du-te, bă, prostul, bă, văzuresc cum îl făcui. A, ce zice că? A, că îți deam câte o țigară, câte o țigară, picolo, picolo, îți deam două țigări. L-am făcut! Bă, m-auzi? Zici, mă, sărăcie. M-auzi, bă? Bă, fii atent, hai să calculăm banii, că eu nu mai lucrez pentru tine, gata. Omul ceaia de dimineață, mă, sunt. Bă, nu mai gata, nu, că așa nu mai poate, nu, ne-am zis pe banii ăștia, nu lucrez pe așa ceva, bă. Eu nu lucrez. Ține lista așa, ascultă-mă, colega, ce am de spus. Am făcut listă, fii atent. Am listă, colea, cu ce ai să-mi dai. Am scris pe telefon, da? Fii atent. Stai, mă, de când ne tragem așa de kilos? Ho, mă, stai, o țără, așa. Bă, nu, nu, eu nu mai lucrez, bă, eu acea ți-l las. Să-l aci. Aci ți-l las. Fii atent. Am trecut granița, da? Am trecut granița, da? Durmeai? Așa. Da. A, las, că dacă durmeai, mă, te mai culci după aia. Am trecut granița, două țigări, da? Le dotez? Așa. Calculează, da, acolo. Două țigări, că am trecut granița repede. Da? Ai dat pe lângă coadă, ce dracu ai făcut? Lasă tu, că știu ce fac eu cum trec eu și cu mălea ale mele. Dacă vrei să ai șofer bun în firmă, adică eu, trebuie să-ți permiți, mă, să știi să te descurci în viață. Două țigări ai luat acolo la graniță. Ai două țigări. E o firmă în București care, paznicul, două țigări paznicul seara când ajung acolo, da? Că dacă nu mă lasă să parchez acolo, în fața, sau în firmă, sau în fața firmă, să parchez și trebuie să mă prind cu camionul, consum motorină. Două țigări, da? Așa. Două țigări la paznicul de seară. Dacă vreau să descar dimineața mai repede, trebuie să taie coada paznicul de dimineață, încă două țigări, da? Calculează, da? Bă, te-am grăbit eu, bă, dar ce dracu fa, bă, la te-am grăbit eu, bă. Bă, nu că m-ai grăbit, bă, dacă ție camionul stă nu-ți face bani, înțelegi? Dacă vrei șofer bun, să-ți facă bani, să aducă profit, te știi să-l alinți, înțelegi? Să știi să te comporți cu el. Șofer. Da, bă, da, dar totul șoferul strig așa, mă sună dimineața la ora asta, o, că țigă, ce țigări, bă, sărăcia, dracu? Păi, bă, dacă dau țigări așa, pe eu, de unde să mai iau țăpanul? Eu cumpăr țigări pentru voi, bă, din salariul meu. Bă, dar te uiți la 5 euro la un pachet de țigări, bă, dă-l dracu de pachet, bă, pentru tine, bă, că nu stai atât acolo la firmă în soare. Bă, da, bă, da, bă. Să-ți pierzi nervii, bă. Lasă-mă că am copii de crescut, bă, eu nu contract de la gura copilul să-ți cumpăr țigări, să dau la pati și la firme. Două țigări cu, două țigări cu. Pe unde ajung, bă, într-un, eu dacă calculez țigările într-un an de zile sau acolo de zile am muncit, numai ca să dau țigări la unul și la altul, că lucrez eu pe tir. Nu mai pot nici eu, bă. Nu mai pot nici eu. Sunt milocul lumii, cum vine, pac, vine la ușă, două țigări, ce, două țigări, nu-i măcar un genul țigare, cere, două țigări direct. De unde să am? Hai de pula mea, dar bă, dar cum îmi demonstrezi tu? Dar de unde să știu eu că tu le-ai dat lui? Am zis, mă, că să-ți dau 100 de euro în plus sau ce dracu îți trebuie 30 de lei la subiect? Îți am dat 50-100 de euro în plus, du-te dracu de aici, numai tot la că am dat țigări la ăla, că am dat la ăla. Mâine iară mă sun. Bă, știi că ți-am zis că am dat 15 țigări și mi-am mai amintit că am mai dat două la nu știu cine. Păi și ce să fac eu, bă, mâncați ești? Bă, nu mă intrează. Din ce calcul, din ce am calculat, bă. Așa că ești băiat fin. Bă, din ce am calculat, ne dai vreo 10-20 de țigări, cam așa. Eu nu stau să mă, bă, nu stau să mă cer cu tine. Dar tu trebuie să înțelegi că trebuie să bagi ceva ca să meargă treaba. Înțelegi? A, bă, Adriane, bă, că mă revanșez, ce dracu, de câte ori ai fost acasă, n-am dat o masă, un meniu, zile, un alea. Ce dracu mă sunt să-mi ceri înapoi un pachet de țigări, bă, chiar așa, bă. Da, dracu, de aici astăzi, mă. Lasă-mă, da, că dracu, să sunt și tu, să sunt și tu ce problemele șoferilor. Care pe un să duc, așa, dracu, ce zici, că așa trăiești într-un vis. Ce zici, te scurcă proști și fac treaba. Lasă-mă, știi și tu care e problema mea, că vine la ușa ceva ce... Șefule, n-ai două țigări. Pă ce să fac, mă, de unde să le dau atâta țigări? Eu nu sunt fabrică, eu sunt... Ce sunt eu, Ken, Marlboro, ce sunt eu? Sărăția, dracu, foamea, dracu, îndoitura, dracu, care ești. Din 16 șofer, tu mă suni și îmi zici că ai dat la nu știu cine țigări, bă, bă, să nu mai văd, dar numai tu dai, mă, ceilalți nu dau, mă. Eu i-am zis, ce nu mă sună, bă, că-mi trebuie. Da, bă, dar eu pe unde m-am dus, bă, lasă că pe unde m-am dus, pe acolo mi-am făcut omenie, bă, când ajung în poartă pe mine, îmi bag, nu stau ca la 4 ore la scărcat. Stă 4 ore la scărcat, ai văzut, pe calculată să vezi ce profit aduc eu, bă. Tu când te pui pe drum, mergi 7-5-80. Uite-te, bă, la Matei, uite-te la Nicușor, uite-te la Dănuț, uite-te la Emil.
Ăștia merg, ăștia șofer, bă, nu tu, mai ales tu, care mă și sun să-ți dau un pachet de țigări înapoi. Dă morții ei de aici de treabă, nu-ți dau nimic, bă. Bă, dă, bă, trebuie dai 10 țigări, nu mă nerva, că nu mai muncesc deloc. Bă, nu mă nerva. Eu când te-am sunat, ai spus plus bonusuri, da? Plus bonusuri, da? Așa. Păi și bonusuri unde sunt? Nu mi-ai spus, bă, Adriane, când te duci la descărcat, dai 2 țigări, că așa e regula. Bă, bă, lasă-mă 5 colo. Lasă-mă, mă, cu vrăjeala asta. Câte țigări te-ai calculat că trebuie să-ți dau? Trebuie să dai vreo 15 țigări. Te dracu, îți dau un pachet de țigări, dar pe mine anul ăsta să nu mă mai sun, mai sun la anul când iară să adun un pachet de țigări. Nu mă tot suna toată ziua, bă, că am dat 2 țigări, bă, că am dat 4 țigări, bă, că am făcut aia, bă, că am făcut aia, bă, că am făcut aia, dau. Bă, țigări, eu trebuie să... Nu, nu, că ascultă-mă, bă, eu trebuie să te sun să spun problemele mele cu care mă confrunt, că nici mie nu convine să bag mâna în buzunare, 250.000, 300.000 pachetul de țigări. Eu dacă stau așa, ca să-ți meargă treaba bine și ție, când trec granița, pac, trebuie să fii și tu frumos, că uite, să sunt și o apreciere din partea ta, pac, să sunt, da, tu nu, bă, bă, nici tu, bă, bă, dar nici tu, nici tu nu știi ce te porți cu șoferii, vezi, că din cauza aia nu știi să mă atragi. Păi eu, deci n-o să zici... am dat 50 de euro, de Paști ți-am dat 100 de euro, sau invers, cum a fost? De Sfântă Mărie sau ce dracu a fost că nevastă ta e așa, Maria, ți-am dat iar 100 de euro. Lasă! Bă, ăia nu se mai văd, ăia nu se mai văd. Lasă, lasă, bă, ăia mi-ai dat, bă, ăia mi-ai dat tu, dar eu când bag mâna în buzunar ca să dau la altul, aia înseamnă că trebuie să facem un fel de decont, înțelegi? Bun, să ne implicăm în ceea ce... Nu mai vintează înainte bani cash, bonus, niciun ban. Și câte țigări dai, ți le dă băiatul înapoi, nu-i problemă. 15 țigări, okay, dai 15 țigări, da? Tu un pachet îți dau, frățioare. Fie bine, fii tu mulțumit și așa, e ok așa. Așa, da. Te dracu de lătură, de mizerie. Deci, zi un pic, ce faci acolo? Mai ai în car, descarci, ce faci? Așteptam să vedem dacă dai 2 țigări ca să vedem cum descarc, știi? Haide, bagă-te odată și dă-i la ăia 2, 3, 4 țigări, că ți le dau eu acasă, înapoi sărăcia, dracu, așa, care hai. Ești. Haide, pula, hai mă, dă-te, dracu, nu, hai, dă-te, dracu. Îl făcui pe prost să mă bată mama, ce-l făcui pe prost, bă, de țigări, bă, du-te, bă, asta înseamnă, bă, să te descurci în viața. Du-te, bă, prostul, bă, văzuresc cum îl făcui, a, ce zice că... Aia că îți deam câte o țigare, câte o țigare, picolo, picolo, îți deam 2 țigări. L-am făcut! Eha! Așa să fac banii pe timp să mă bată mama. Nu uitați să dați un șar puterii lui Dumnezeu sau toată lumea. Cum să fac banii pe timp? Oh, yeah! Să postați pe TikTok, să postați, să dați, să-mi dați tag pe TikTok, să vă crească TikTok-urile puterii lui Dumnezeu. Dați like și subscribe și share și follow, stimă.